Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Un episod mai special pentru că vedem că a început noul sezon, sezonul de Crăciun. Și putem vedea în acest pop-up că avem un Free Legendary Book of Cards din Clash Royale. Și de asemenea Tower Skin nou, emote-uri și cărți boostate pe care le putem găsi în video. Hai să mergem mai departe. Aveam 6106 trofee înainte de reset. Și acum vom avea 5664. Giant Snowball-ul, vedem că l-avem boostat pentru următoarele 7 zile. Aici avem un trade care s-a făcut între timp. Și haideți să vedem ce reward-uri primim din acest sezon. Avem aici 250 de wildcard-uri comune pe care le colectăm chiar acum. Mai avem un trade token epic, destul de util. Avem 25 de wildcard-uri rare, le adăugăm și pe ele în inventory, 5000 de gold, de asemenea sunt bineveniți. Avem încă 25 de wildcard-uri rare, un trade token comun și 5 epice, 5 wildcard-uri epice. Da, și mai avem 7500 de gold. Bun, asta avem momentan din Trophy Road. Ok, haideți să intrăm și în Tire, să colectăm cei 1000 de gold care îi primim la început de sezon. Și ne uităm un pic peste aceste reward-uri, am făcut acolo o cheiță, avem wildcard-uri de toate felurile, încă o cheiță. Și bineînțeles avem un Wild Chest în care găsim garantat un campion și, bineînțeles, la final avem acest Legendary Book of Cards de care ziceam la începutul episodului. Bun, hai să mergem mai departe. Uităm și la World, vedem ce s-a întâmplat. Momentan suntem pe locul 2, mai sunt 26 de minute din acest World și vedem că a apărut un nou challenge, acest Classic Challenge, în care cred că vom juca episodele de azi. Hai să vedem ce reward-uri găsim aici, avem 5.000, 10.000 de gold chiar și bineînțeles acele wildcard-uri. Păi eu zic să jucăm în acest challenge, haideți să dăm noi join și să-i dăm drumul cu primul match. Bun, eu să luăm săgețile, să luăm Flying Machine. Destul de greu, dar trebuie să mergem pe Goblin și aici o să luăm Goblin. Pe Goblin Barrel, cred că se numește Goblin Gang, Goblin Cage, poate. Bun, începem cu Rascal și din spate. El a pus acolo un Mega Minion. Punem aici Goblin Gang-ul pe Cannon Cart. Punem și dorzile pentru am un lapsus la cărți. Suntem Flying Machine pe stânga. Suntem acolo de Knight. Suntem și minerul în fața Flying Machine-ului. Ok, a pus Skeleton Dragons. Sconde unul din ei. Și al doilea și-a destul de mult damage. El va elimina turnul. Și vom începe din nou cu... Nu, hai să punem Goblin Cage-ul aici. Încercăm să ne păstrăm din elixir. Să conservăm. Și, bineînțeles, vom trimite și Rascal și din spate. M-a pus acolo un Cannon Cart. Și vom pune Goblin Gang-ul. Hai să punem aici pe Goblin Drill și din păcate a dat un arrows acolo, dăm aici săgețile și reușim câteva hit-uri pe partea stângă, dar reducem astfel destul de mult din diferență. Spune din nou Goblin Cage-ul în centru. Așteptăm să avem elixirul pe maxim. Ok. din nou, trimite Cannon Cartul pe partea dreaptă și vom pune Rascal și din spate. Să pregătim și Goblin... Nu, hai să vedem minerul pe stânga și cu Flying Machine-ul în apărare aici. Punem gărzile pe Cannon Cart și trimitem Goblin Gang-ul. Bun, reușim ceva, tot pe turn și avem un mic avantaj în momentul de față. Trimitem din nou Goblin Drill-ul acolo. Oh, a schimbat partea, nu înțeleg de ce. Greșit, au vrut să se apere, nu știu de ce a putut asta. Hai să trimitem minerul și cu arrows pe cei Skeleton Dragons. A rămas cu 568 la viață. Să punem Goblin Cage-ul din nou și mergem pe aceeași strategie. Punem Flying Machine aici. Vedem și Goblin Gang-ul și cu gărzile în apărare pe turnul din dreapta. Putem să fim doar la un arrows distanță. Să fim siguri de victorie. Scăpăm aici de... Nu! Ne scoate din păcate Flying Machine-ul. Dăm un arrows și ar trebui să obținem victoria, da? Avem prima victorie din acest challenge. Și probabil deja vom putea colecta primul reward. Avem aici un key chest. Da, și strângem în total 7. Bun, și haideți să mergem mai departe cu următorul meci. Ok, avem de ales între Mother Witch și Ice Wizard și cred că vom merge pe Ice. O să luăm aici Magic Archer-ul, deși și prințesa e destul de bună, dar mergem pe Magic Archer. Ok, clar, o să luăm Giant-ul aici și cu Royal Delivery. Și haideți să vedem ce ne pregătește acest match. Și pentru Pepe, un mafiot italian. Începem cu Giant-ul din spate. Și a pus acolo un Firecracker. Suntem o Skeleton Barrel-ul. Suntem aici un Royal Delivery pe porci. Punem și Wizard în spate. Da, scăpăm acolo de Magic Air, de Firecracker, dar din păcate Mother Witch-ul ne face felul cu Skeleton Barrel-ul și pierdem puțin teren. Bun, scăpăm aici de mineri de Mother Witch. Avem prințesa pe partea stângă, care reușește și ea un hit pe turn. Și în momentul de față nu prea avem cum să atacăm, avem deficit destul de mare de elixir. Să ne apărăm aici, punem Ice Wizard-ul. Ne luăm totuși destul de mult damage pe turn. Oh, și sincer, destul de greu acest match. Nu știu cum vom reveni. Punem Giant-ul în fața Ice Wizard-ului. Fire, cred că acolo, dăm un Poison. Și ar trebui să pună ceva trupe pentru Giant. Da, scoatem Goblin. Trebuie aici un Firecracker. Excelent, scăpăm aici de porc. Da, și rămâne Mother Witch-ul versus Magic Archer. Deci cineva va câștiga și, wow, surprinzător, câștigă Mother Witch-ul. Credeam că are un pic mai bine Magic Archer-ul. Ok, pus un miner, punem și minerul, Fisherman-ul, pardon. Și încercăm aici un atac, no, din nou Fogi pe partea stângă. Da, sincer nu cred că mai avem șanse să revenim în acest match. Și cu siguranță vom pierde. Și cred eu că vom pierde destul de urât. S-ar putea să fie chiar un trick round. Unde... cred că rămâne în continuare Mother Witch și din nou trimite Fogii. Da, nu mai avem nicio șansă. Pierdem acest al doilea meci înainte de timpul regulamentar. Dar asta e, mergem mai departe. Ok, bun. Haideți să vedem la War. Între timp s-a terminat și acest War și putem să deschidem chestul. Avem aici un chest de level 2. Cred că avem o șansă din 2 să găsim legendară. Așa că haideți să vedem 400 de comune, avem 14 prinți și o legendară. Să vedem ce găsim aici. Am găsit un Nightwitch. Destul de bun, preferam însă log ca să putem duce la level maxim. Ok, da, și început deja training days-ul din war-ul următor. Mai avem aici un Silver Chest. Și în 5 minute vom avea încă unul. Hai să deschidem. Da, nimic interesant. Hai să vedem câte trofee mai sunt necesare până la următorul reward. Da, destul de multe, dar cu toate astea haideți să mai dăm un match în arena, pentru că vreau să încheiem cu o victorie după înfrângerea din challenge. Hai să vedem, începem cu arcașele din spate. Suntem și Pekka. Așteptăm să vedem elipsul pe maxim și îl punem aici pe partea stângă cu Valkyria în față. Și pregătim și freeze-ul, da, prindem acolo și acel Wizard, scăpăm de Skarmy cu Valkyria și dacă reușim ultimul hit, nu, era bine dacă reușeam să scăpăm de acel Wizard. Să punem aici arcașele, da, și balonul va da ceva damage pe turn, cu 2 hituri plus drop-ul final. Da, scăpăm destul de bine de partea dreaptă pe acei Goblin. Ok. Bun, așteptăm momentan. Avem avantaj și nu are rost să ne riscăm să ne aruncăm un atac. Și începem așa din spate. Suntem o Pekka. Punem Valkyria pe Mega Knight. Și trimitem și Hogul de partea dreaptă. Vedem, avem elixir pentru Zep. Vedem dacă va pune Skarmy acolo. A pus, da? Scăpăm de Skarmy. Da, și chiar dacă pierdem turnul din stânga, reușim să îndăborăm și noi pe cel din dreapta și rămânem în continuare cu avantaj de un tur doborât. Da, mai rămâne aproape... Oh, ce-am greșit aici, am pus Tesla în spatele turnului. Încercăm să păstrăm avantajul, dăm aici o rachetă, scăpăm cu bine de acest atac. Era deja în ultimul minut și avem double elixir. Spune arcașele din spate, spune rapid Valkyria pe Mega Knight. Trimitem și Pekka, să vedem care e următoarea lui mișcare. Da, punem mini Pekka din spate. Vom trimite și Fogul. Punem de stânga. Punem Tesla pentru defense. Și arcașile aici. Zep și mai mult ca sigur. Da, scăpăm și de Wizard. Victoria e aproape obținută. Hai să dăm și un freeze. A pus acolo Mega Knight-ul. Da, reușim să obținem victoria în acest meci de 1v1 și hai să vedem, primim 29 de trofee plus acest Golden Chest și 50 de gold. Bun. Ok, ajungem și la următorul chest din Tire. Avem 1300 de gold, avem 3 gemuri, Elite Barbarians, Bomber și X-Bow. Și mai avem un Goblin Cage. Bun. Haideți acum să maxăm o carte. Vedem că am strâns 100.000 de gold. Vom folosi wildcard-uri ca să putem maxa acest fireball. E o carte pe care o mai foloseam uneori în locul rachetei în deck. Și e bine să o avem la level 14. Da, și consumăm astfel aproape pe zero tot goldul pe care îl aveam. Între timp am reușit să colectăm acest Wild Chest, Royal Wild Chest, pe care îl vom deschide folosind un Key Chest și hai să vedem care este următorul campion pe care îl vom colecta. Avem 200 de wildcard-uri comune, 55 de rare, cred că 15, da, epice, un wildcard legendar, asta e clasicul, și haideți să vedem care va fi noul erou, noul campion. Da, așa avem un Golden Knight-ul pe care îl putem axa la următorul nivel. Acum avem 2 din 2. Bun, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare.